Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări atât în fața micilor ecrane, cât și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi vom discuta despre ultimele noutăți în ceea ce îi privește pe asistenții maternali și în județul Hunedoara sunt destul de mulți oameni care au ales să facă mai mult bine, să spunem, pentru copii, pentru acei adolescenți, poate, și nu numai, care nu au avut parte de o copilărie așa cum și-ar fi dorit-o, o copilărie de care poate nici măcar nu gândesc, nu visează că ar putea să existe și o altfel de viață. Sunt situații dramatice, de cele mai multe ori, situații în care se regăsesc sute, poate chiar mii de copii, dar din fericire lucrurile se mai pot îndulci cât de cât și dacă au norocul de a ajunge în familii care să îi sprijine moral, emoțional, fizic, de ce nu, atunci acești tineri, acești copii mai au o șansă ca viața lor de adult să fie una mai bună. Discutăm astăzi despre ultimele noutăți în acest domeniu cu invitata mea, doamna Gianina Ianc, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine m-a. Mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm să vă avem alături, cu atât mai mult cu cât, iată, recent este o ordonanță călduță, să spunem. S-au schimbat puțin lucrurile în ceea ce privește atât copiii care sunt luați din sânul familiei, deși familie este un cuvânt mare. Da. Uneori mamă, tată, ar trebui să însemne altceva. Da. Din păcate sunt și excepții. Sunt și situații în care acești copii sunt abuzați fizic, emoțional, neglijați, exact. Și atunci intervenim noi. Și atunci interveniți dumneavoastră și aveți un rol destul de dificil, deși din exterior uneori pare destul de simplu, mergeți sau sunteți acel bau-bau care merge, ia copiii din sânul acelei familii și am văzut astfel de cazuri în întreaga țară, nu ne referim doar în județul Hunedoara, că luați copiii, duceți în centrele speciale sau îi îndrumați către anumiți asistenți maternali și lucrurile de fapt nu stau chiar așa. No. Și tocmai de aceea e bine să ne explicați care este rolul dumneavoastră și mai apoi să discutăm despre aceste modificări care vin iată după. Deci noi nu luăm copiii și nici nu ne dorim să luăm copiii. Rolul nostru este să menținem copiii alături de părinți. Și atunci când situația în sine referitor la o sesizare de abuz, cum ați precizat înainte, neglijență sau copilul este expus și nu mai poate fi lăsat în grija părinților, există multe alternative înainte de a ajunge, să zicem, într-o căsuță de tip familial. Colegii noștri lucrează în colaborare directă cu direcțiile de asistență socială sau serviciile publice de asistență socială de la nivelul fiecărui UAT. Prioritar este și anul trecut a apărut legea prevenirii separării copilului de familie și vorbim de acea lege care a fost foarte contestată uneori prin pe rețelele de socializare este acolo unde toată lumea se pricepe la orice domeniu. Observatorul copilului și trebuie să înțelegem cu toții că noi mergem pe, avem ca misiune păstrarea copilului și creșterea copilului alături de părinți. Niciunde copilul nu se dezvoltă mai bine decât alături de părinții lui. Doar în situațiile în care se constată că este pusă în pericol dezvoltarea lui, viața lui, atunci se identifică o soluție și anume o măsură de protecție specială. Acesta este luat în ultima fază, cum se spune. Deci nu este în situația în care primul lucru ne adresăm Direcției de Asistență Socială și încercăm să împreună cu ei să facă o evaluare, o fișă de riscuri la care trebuie să vedem care sunt riscurile la care sunt expuși acești copii și să se identifice servicii la nivel de comunitate prin întocmirea unui plan de servicii. Ulterior, dacă
implementarea acestui plan de servicii prin monitorizarea de către asistenții sociali de la nivelul direcțiilor de asistență socială, că multă lume nu face distinție, aceste direcții de asistență socială de la nivelul fiecărei primării sunt în subordinea primăriilor. Nu în subordinea noastră și doar îi îndrumăm și coordonăm metodologic, le oferim sprijinul, nu sunt subordonați nouă. Drept pentru care ar trebui să existe foarte clar la nivelul fiecărei comunități servicii de centre de zi. Există? Unde puține, foarte puține, ar trebui să existe centre de consiliere și informare pentru părinți. În centre de zi copiii pot să primească și ele servicii de consiliere, efectuarea temelor, supraveghere, activități recreative, consilieri din punct de vedere a îndrumării spre o evaluare medicală dacă se impune, sau dacă servicii greșesc, de abilitare și reabilitare. Și Episcopia de Vei și Hunedoare are un serviciu, să, da, să are facă un serviciu de serviciu. Da. Prioritar este crearea de servicii cât mai integrate la nivelul comunității, astfel încât să putem să oferim părinților copilului toate acele servicii, astfel încât să nu ajungă în situația de a deveni un copil pentru care se impune o măsură de protecție specială. Acum, legea spune foarte clar că măsura de protecție specială se poate institui la un serviciu de tip rezidențial și aici vorbim de casele de tip familial. La nivelul județului nu mai există decât case de tip familial. Noi am încheiat reforma. Nu mai există acele centre de plasament, acele cămine, cum erau cunoscute în trecut. Noi am încheiat reforma, pentru că asta vreau să vă spun. Reforma a început prin dezinstituționalizarea copiilor din casele de copii, centre de plasament, alternativa fiind creșterea copiilor pentru care se impune o măsură în căsuțe de tip familial, care să fie cu un număr foarte mic redus de copii, de maxim 12. Nu s-a schimbat doar denumirea, ci și condițiile în care aceștia sunt crescuți. Nu, la noi sunt căsuțe în apartament, astfel încât ei să se dezvoltă într-un mediu cât mai apropiat de cel familial, dar până ajung într-o căsuță de tip familial sau la un asistent maternal, prioritatea noastră e identificarea rudelor, a bunicilor, a unchilor, a persoanelor față de care copilul pe perioada până la data când este sesizat la noi cazul să poată să aibă o relație de atașament și atunci ținând cont și de vârsta lui, de gradul de dezvoltare, să țină cont și de opinia copilului. Este foarte important să ținem cont de opinia copilului pentru că mult mai ușor se poate lucra ulterior cu el dacă și copilul e conștient și își dorește și se ține cont dacă vrea la bunici. Chiar dacă are, nu poate, 4-5 anișori, acolo opinia nu este. Opinia se ia în funcție de vârstă, de la 10 ani le luăm opinia în scris a copilului și e și audiat în instanță totodată. Bineînțeles că și cu cei sub 10 ani se discută, pentru că în funcție de gradul de dezvoltare, psihologul și asistentul social încearcă să le explice pentru ce suntem noi acolo, de ce am venit acolo, că noi nu încercăm. Deci e foarte, foarte complexă evaluarea și să știți că și interacțiunea cu fiecare copil trebuie să fie particularizată și individualizată în funcție de situația de fapt, că nu putem aplica aceeași procedură pe orice caz, pentru că situația este cu totul diferită la fiecare copil. Tot acest proces însă lasă urme adânci în mintea și sufletul copilului. Da, în momentul... Aveți specialiști care să-i ajute ulterior să... Deci, înțeleagă poate mai bine, pentru că e greu să depășească deci, acest moment, dar să înțeleagă. Noi le explicăm și ce înseamnă o măsură, că e cu caracter temporar, că noi încercăm ca să-i protejăm la ce sunt expuși și că pot să mențină legătura cu părinții, acolo unde din motive neimputabile părinților să spunem că ajung să fie luată o măsură de protecție. Totodată dacă există o sentință în care părintele îi pune în pericol sau nu mai poate relaționa, explicăm și acest lucru. Toată această interacțiune se face de către psiholog, asistent social, bineînțeles partener în acest lucru este asistentul maternal despre care o să vorbim sau echipa multidisciplinară de la nivelul unei căsuțe de tip familial sau familia de plasament. Cei mai mulți copii, noi în județul Hunedoara în prezent avem în jur de 800 de copii pentru care există o măsură de protecție instituită astăzi. Cei mai mulți se află în familie de plasament respectiv cu grad de rudenie, bunici, unchi, frați,
Majoritatea. Acestea se spune că sunt cazurile mai sunt cazurile cele mai fericite, pentru că copilul a rămas într-un mediu cât cunoscut mai familial, de el. Da. Urmează pe urmă un număr de 200 și ceva de copii care se află la asistenții maternali profesioniști. În centrele publice mai avem doar 84 de copii, din care 3 căsuțe de tip familial pentru copii fără dizabilități și 4 căsuțe de tip familial pentru copii cu dizabilități grave și foarte grave, un apartament familial și înainte de a lua copilul de lângă părinți, când se propune o măsură de protecție, încercăm să vedem dacă nu există posibilitatea menținerii copilului alături de mamă și atunci îl protejăm în centru maternal. Asta înseamnă că atât mama cât și copilul vine pot în centru maternal, unde încercăm să identificăm o altă soluție pentru mamă dacă cu tot își dorește și acceptă acest lucru. Bun, acum că timpul trece foarte repede și presimt că nu o să avem timp să discutăm despre toate noutățile pe care, iată, astăzi le aduceți în atenția celor direct vizați și în județul Hunedoara sunt destul de mulți asistenți maternali care se ocupă de acești copii. Care sunt noutățile? Bun. Haideți să le luăm așa. Noutățile treptat. Sunt că vineri, în data de 9 august, s-a publicat în Monitorul Oficial ordonanța 27 cu privire la atestatul, condițiile de și procedura de atestare și statutul asistentului maternal. Pot să vă spun că hotărârea de guvern 679 din 2003, deci după 21 de ani, s-a făcut această reformă și în ceea ce privește o nouă procedură de atestare și statutul acestui asistent maternal profesionist și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, pornind de la toată experiența care am avut-o de-a lungul celor 21 de ani. Bineînțeles că și nevoile copiilor s-au schimbat și au apărut și foarte multe alte modificări legislative și cred că trebuia adusă și această legislație la anul 2024. Noi considerăm că este o ordonanță de urgență care vine atât în sprijinul nostru în ceea ce privește atestarea, cât și în sprijinul asistenților maternali, pentru că este foarte clar delimitat ce atribuții au, cum, care e procedura. Este o procedură un pic mai complexă de a obține acest atestat și consider că este în beneficiu copiilor și în interesul nostru ca instituție, pentru că ne dă toate pârghile astfel încât să fim convinși că atunci când primește acest atestat și ulterior asistentul maternal îi se întocmește contractul de muncă doar când îi se dă copilul cu o măsură de protecție. Măsura se instituie prin dispoziția directorului general, prin hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului sau prin instanța, prin sentința dispusă de instanța de judecată. Așadar, deci criteriile atunci, sunt puțin mai dure, să spunem, nu știu dacă sunt dure, dar vineri, sunt foarte clare. Modificări sunt în sensul că vârsta doar de 21 de ani împliniți poate să facă cineva o cerere. Deci ce a crescut vârsta la care pot să devină asistenți. Pot să vă spun că s-a schimbat, trebuie să fie absolvent de învățământ liceal. Până acum erau cu studii generale și considerăm că e binevenit pentru că trebuie acești copii trebuie și educați și sprijiniți în efectuarea temelor și atunci dacă nivelul de educație a persoanei nu este atât de mare, nu poate să sprijine acest copil și are nevoie de alte persoane să-l sprijine. Putem să vă spunem că diferența de vârstă între copil și asistentul maternal trebuie să fie minim 18 ani și maxim 47 de ani. Deci, iată, s-au impus și anumite limite. Sunt anumite limite pentru că de excepția la 47 ar face grupurile de frați, atunci când sunt mai mulți frați, dar se majorează pe ideea asta și persoana respectivă, adică 47 copilul să fie până la 18 ani îl poate duce. Mă înțelegeți ce zic. E perioada, vârsta în care poate, omul poate să-și desfășoare și el activitatea profesională de asistent, dar poate să-i ofere și copilului tot ce implică dezvoltarea acestui copil și creșterea și îngrijirea. Pe lângă aceasta, putem să vă spunem că se face foarte clar precizarea domiciliului asistentului maternal, unde există, trebuie să fie într-o zonă în care să fie accesibil la învățământ,
trebuie să fie într-o zonă accesibilă la servicii medicale, servicii de recuperare, reabilitare. Deci ne precizează, da, pentru că aria. Nu oricine poate să devină, pentru că acești minori vin cu traume, când ajung la noi nu ajung de bine și atunci au nevoie de foarte mult suport și de servicii medicale care trebuie oferite prin serviciile din rețeaua de asistență medicală. În mediul nivel. Urban cu siguranță nu va fi o problemă din acest nici punct de vedere. Nici mediul rural, doar în cele mai sunt anumite cele, în localitățile sate. În care sunt mult mai izolate și care acolo mai greu este accesul și la chiar școală. Chiar dacă în centrul de comună există poate o școală, doar că acea localitate este în vârf de munte și avem în județul Hunedoara un relief știu. Destul deci de deci asta este un lucru. Interesant. Ce mai este iarăși în plus este faptul că un membru a familiei trebuie să aibă venituri. Deci nu poate să devină asistent maternal și să nu există o terță persoană adultă, soț, soție, care, că poate să fie și bărbat asistent maternal. Nu există, trebuie să aibă venituri, unul trebuie să realizeze venituri. Deci nu se poate baza doar pe acel sprijin nu. Pe care îl primește din partea statului. De asemenea, vor fi evaluați psihologii și soțul și membrii ceilalți a familiei, inclusiv copiii de 14 ani, prin trebuie să-și dea acordul ca mama sau tata să devină asistent, vor parcurge și evaluare, trebuie să le obținem cazierele judiciare, să le prezinte și certificatul de integritate, inclusiv pentru... Până acum nu era nevoie de acest cazier? Erau, cazierul era și certificat, dar nu și pentru membrii de familie. Și așa, dacă și se găsesc poate anumite nereguli la unul dintre membrii familiei... Nu se poate atesta, deci este asta exclus. Este, da. De asemenea, trebuie să aibă un condițiile de locuit, spațiile comune să fie, mă rog, accesibile locuinței și a locui atâtea persoane care sunt ca membri de familie plus unu sau doi copii, se limitează acum unu sau doi copii, excepție grupuri de frați, dar se majorează acum prin ordonanță numărul de copii pe care îi pot îngriji asistenții maternali. Până acum, nu era stipulat un număr de copii. Noi avem copii asistenți cu un copil sau cu doi copii, avem câțiva și cu trei, dar sunt grupuri de frați. Pot să vă spun că trebuie să aibă o cameră de odihnă, un dormitor pentru copii și aici trebuie să ne gândim foarte bine că dacă sunt copii și sunt de sexe diferite, trebuie să aibă camere diferite și un spațiu de efectuare a temelor. Deci sunt niște condiții care trebuie să le permită copiilor o dezvoltare firească, cum, până firească la urmă, și normală. Da. De asemenea, partea medicală. Deci neapărat trebuie să aibă parte de evaluare psihiatrică prin care niciun membru a familiei nu au probleme de natură psihică sau boli transmisibile. Care aceste controle se vor efectua de prin către... medicii psihiatri nu... Aici nu interveniți dumneavoastră. Evaluarea psihologică. Deci persoana respectivă se adresează, procedura este un pic mai complexă pentru că persoana se adresează la noi cu o cerere prin care menționează câți copii pentru care dorește, depune documente de stare civilă, cazier, tot ce este. Termenul de analiză a cererii este de 90 de zile. Se desemnează de către directorul direcției o echipă din doi oameni, asistent social și psiholog, care vor parcurge toată evaluarea aceasta. Vor avea minim 4 întâlniri asistentul social și la domiciliu asistentului pentru evaluarea socială. Psihologul își face partea lui pe partea psihologică. Vor urma și niște cursuri de formare și aici este iarăși o noutate și ceva foarte benefic acestor asistenți maternali, în sensul că cursurile de formare se vor face după o procedură și un material bine documentat cu mediul academic de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, pe care urmează să ni se comunice, acest lucru, se desfășoară pe parcursul a 80 de ore, din care 50 de ore va fi parte teorie și 30 de ore parte de practică, ceea ce până acum nu se făcea partea de practică efectivă. Și ce va însemna această practică, de fapt, așteptăm pentru să vedem curicula interesați. De curs și cred că la un moment dat vor desfășura o practică la un
cred, la un asistent sau într-un casă de tip familial, să vadă ce înseamnă partea de îngrijire pe curicula celor care vor fi și lectori, vor fi cu studii superioare, pot să fie din cadrul nostru, dar trebuie să aibă acea formare de formator. Deci trebuie să știe foarte bine în ce se bagă, cum precizat. Pot să vă spun ca noutate că atestatul în prezent se dădea pe 3 ani, deci era pe perioadă determinată, acum se dă pe perioadă nedeterminată, dar cu reevaluare la 2 ani. Și reevaluarea este o procedură la fel de complexă, înainte cu 60 de zile de expirarea celor 2 ani. De asemenea, după ce se termină această evaluare, cursurile de formare, se obține raportul care se comunică cu confirmare de primire sau prin poștă electronică persoane care a solicitat atestarea. Acel raport îi se comunică persoanei, totodată se transmite, persoana respectivă se adresează printr-o altă cerere la Comisia pentru Protecția Copilului, care este organ de specialitate în subordinea Consiliului Județean, formată din mai mulți membri, din mai multe autorități, care are rolul decizional de a emite atestatul prin hotărâre. Și persoana care a solicitat înaintează cererea, înaintează raportul pe care și responsabilii de caz de la noi îl depun și va fi audiat împreună și persoana care solicită în fața comisiei în maxim 30 de zile de la depunerea cererii. Dobândesc atestatul și contractul de muncă îl vor semna cu DGASPC doar la momentul în care se instituie o măsură de protecție pentru un copil. Ce pot să vă spun ca noutate este că dacă refuză de 3 ori preluarea unor, adică noi în general și acum și pe noua prevedere legală, se face o compatibilizare a copilului cu asistentul maternal. Asistentul informat ce copil va veni, să se cunoască puțin, pentru că nu e chiar atât de ușor preluarea acestor copii. Există câteva întâlniri înainte, cum este încercăm, și normal urgența să se întâmple. Acolo e mai complicat, da. Dar și acolo încercăm și ei trebuie să-și dea un acord scris că preiau copilul. Dacă refuză de 3 ori preluarea a 3 copii consecutivi, li se retrage atestatul. Bineînțeles. Au fost astfel de situații până acum de asistenți maternali care să refuze în general asistenții maternali din 2003 și până în prezent erau formați pe copii mai mici. Știți că legea 272 prevede clar că copiii minorii pentru care se instituie o măsură de protecție specială sub 7 ani nu au voie într-o casuță de tip familial. Și atunci prioritate au fost copiii mici. Bineînțeles că unii dintre copii au plecat în familie, au revenit, alții s-au dus poate spre familia extinsă, ulterior evaluării și după ce am făcut toată evaluarea și am constatat că există posibilitatea și am identificat rude, bunii și tot ce implică, alții au plecat în adopție, alții au ajuns să fie crescuți de asistentul maternal și sunt tineri integrați în societate și stau în familie sau poate că stau în aceeași comunitate în care au crescut, dar sunt adulți în prezent. Iar acum ne confruntăm cu o altă tipologie de beneficiari, sunt acești copii cu alte probleme, vorbim de droguri, vorbim de cu totul altceva, în care cred că trebuie să fim conștienți că gestionarea este mult mai grea de către asistentul maternal. Ajung în familii de asistenți maternal și astfel de copii? Da, pentru că vorbim de copii care, după cum bine știți, vârsta este foarte mică acum. Da, scade de la un an la altul, sunt 10 tot mai... 10 ani, 12 ani consum. Da. Deci acestea sunt condițiile. Ce pot să vă mai spun este că a apărut și o ordonanță de urgență în care din luna martie există și o anexă, o grilă de salarizare a acestor asistenți și se face pe gradație. Deci acum, până în martie aveau salariu minim, în prezent nu. Au gradații, salarii diferite de la minimum pe economie în funcție de vechime. Care au 3 ani au gradația 1, care au 5 ani au gradația 2, așa cum prevede. Se mai adaugă la acel salariu minim. Pe lângă acest lucru, primesc drepturile care le primesc copiii complementar salariului. Ei mai au și sporuri. Trebuie în funcție... să justifice totuși unde și cum folosesc acești bani. Indemnizațiile acelea de plasament, alocația copilului de stat, deci beneficiază de susținere din punct de vedere a întreținerii și creșterii acestui copil. Da.
Sunt sau au fost situații în care poate un asistent maternal, după ce s-a încheiat această poveste, să spunem, da, să-și dorească să înfieze acel copil? Sau are această posibilitate? Da, deci în momentul în care un pentru că mă gândesc minor, că intervine și atașamentul da, în anumite situații. Deși ei sunt pregătiți și pe legea veche și pe legea nouă să știe că această măsură pentru copii este cu caracter temporar, există posibilitatea ca să institui un plasament în regim de urgență și în 5 zile, tot prin dispoziția directorului, se poate revoca dacă am identificat o alternativă și s-a întâmplat de foarte multe ori acest lucru, dar există și minori pentru care, din păcate, nu s-a putut realiza reintegrarea în familia naturală și atunci s-a înaintat dosarul în instanță pentru deschiderea procedurii de adopție pentru acești copii. Pentru că trebuie să fim conștienți că un copil se dezvoltă cel mai bine într-o familie. Rolul nostru nu este să menținem acești copii, indiferent că este la sistem maternal sau în căsuțele de tip familial, în toate serviciile. Rolul nostru este ca să avem o soluție cât mai repede pentru acest copil să crească într-o familie și să știe că aparține acelei familii. Și atunci, bineînțeles, că în momentul în care începem etapa de deschidere a procedurii de adopție, asta după cât timp apare? La 6 luni după instituirea măsurii, putem să înaintăm dosarul cu probe și cu documente. Bineînțeles că de multe ori părinții vin și comunică telefonic sau solicită o vizită și tot timpul trebuie să ne pregătim să avem toate probele și documentele, să arătăm că interesul părintelui nu este în interesul copilului, că vine și sună odată la 2 luni sau odată pe lună, dar nu face niciun demers prin care noi îi comunicăm că, uite, putem să-l sprijinim la JOFM să-și găsească un loc de muncă, că poate să se ridice din condițiile în care locuiește. Trebuie să dovedim la o deschidere a procedurii de adopție, trebuie să dovedești clar dezinteresul și reaua intenția părinților de a se ocupa de acești copii. Și aceste întâlniri între părinți biologici și copil se fac și în prezența dumneavoastră? Se fac și în prezența noastră și lăsăm și copiii împreună cu părinții. Da, într-un mediu la noi, la sediul direcției sau în spații noastre de consiliere, acolo oferim șansa părinților, dacă vă dau un exemplu, dacă este din Valea Jiului, încercăm ca asistentul maternal, chiar dacă nu este din Valea Jiului, deși am încercat să oferim șansa copilor să fie protejați în asistență maternală sau în serviciile de tip rezidențial, cât mai aproape de mediul în care a crescut. Exact. Dar nu întotdeauna există locul liber. În momentul respectiv facilităm în cadrul serviciilor noastre, în cabinetele psihologilor, întâlnirile, pentru că nu putem să permitem atâtor persoane să vină la domiciliul persoanelor, asistenți maternal sau cum este. Așadar au posibilitatea de a adopta dacă își doresc. Da, sunt informați de la momentul înaintării dosarului și li se ia o declarație ca să știe că atunci, în momentul respectiv, dacă îl adoptă, nu mai este asistent maternal. Nu mai poate lua în încetează procedura în momentul copil ulterior, după ce se termină adopția. După ce se termină adopția. Acum se stipulează foarte clar. Deci un alt element de noutate. Da. Dar am avut situații în care au adoptat, dar au adoptat copii destul de mari, să știți. I-au crescut de obicei, și au adoptat. Suntem obișnuiți să auzim că au fost adoptați copii de câteva luni, de un an, nu mai ani. Avem, pentru că știți, natalitatea este în descreștere. Da, și cine l-are, îl păstrează. Sunt foarte multe facilități și foarte multe prestații sociale oferite mamelor și, din păcate, uneori îi luăm mult prea târziu, când poate dezvoltarea copilului nu mai este cea care e firească vârste cronologice și nu mai avem copii foarte, excepții mai sunt. Deci nu mai avem copii mici. Dar pot să vă spun din experiența celor 26 de ani de activitate în această instituție, încă de la început, compatibilizarea copilului mare cu familia adoptatoare merge mult mai bine decât copilul mic. Pentru că copilul mic trebuie pregătit atât de familie cât și de specialiștii noștri să știe momentul când să-i se spună că este adoptat. E o obligație clară pe care ar trebui să și le spunem părinților care adoptă, copilul trebuie să știe că este adoptat. Când? Depinde de momentul X. E bine cât copilului mai repede să se întâmple dar acest să știți, lucru? Cu cât se spune copilului, dar în funcție de dezvoltarea lui, de vârsta cronologică. Da, trebuie acum, să fie foarte dar atenți. Dar avem foarte multe adopții de copii mărișori, să știți, în prezent și chiar grupuri de frați.
Asta e un lucru bun și pentru ei, merge, că rămân. Au suferit împreună și acolo o modificare legislativă, legea 273 pe parcursul anului trecut și așa, și există, încă există copii care sunt în sistem și care au sentință de adoptabilitate și avem copii dați și în alte. Noi vorbim de adopție națională, ca să înțelegeți, la ora actuală se face adopție națională, nu se face adopție. Pe județe. Nu. Și atât. Prioritate au familiile adoptatoare din județ la copiii din județ. Dar ulterior pot să vă spun că avem copii în toată țara dați în adopție sau avem noi aduși copii din alte județe în familia. Da. Deci acolo nu avem cu totul limite altă procedură din acest punct de vedere. Nu. Trecem și dincolo de granițele țării? Poate există, sunt, și sunt mulți români plecați în străinătate. Există adopție internațională care se realizează, dar trebuie să aibă domiciliul în România și și există o altă procedură, trebuie să vină în țară, urmează alte etape, dar există. Am avut și adopții în care sunt cu domiciliu aici și trebuie să stea pe urmă în România cele 3 luni, clar, aici în, cu copilașul în perioada de încredințare în vederea adopției, că sunt mai multe etape și ulterior pot să plece dincolo după ce ajung la încuvințare. Auzim de foarte multe ori, mai ales în zilele noastre, că a fi părinte este probabil cea mai dificilă meserie pe care o poate avea un om, mai ales în zilele noastre, cu atât de multe provocări la fiecare pas și uneori le este destul de greu părinților să gestioneze anumite situații. Sunt cazuri sau au fost cazuri în care poate asistenții maternali au renunțat la acel copil pentru că nu au mai putut face mai mult pentru el, da, poate? Am avut cazuri în care asistentul maternal a spus nu mai pot, sunt depășit de situație. Bineînțeles că s-am încercat o alternativă cu un alt asistent maternal și copilul a fost preluat. De multe ori persoana respectivă a și spus nu mai îmi permite poate nici starea de sănătate, sunt o persoană poate mai în vârstă și îmi doresc încetarea contractului de muncă. Noi tot timpul avem întâlniri și monitorizările noastre se fac în teren și nu se anunță de obicei vizita la domiciliu și totodată mai mergem și pe la școală, mai mergem și prin deci alte verificați și în mediul în care da, își petrec copiii exact timpul. Să vedem exact cum vin copiii de îngrijiți, dacă au pachetel, dacă colaborăm și cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, cu medicii de familie, pentru că este important să știm tot ce se întâmplă cu acel copil. Bineînțeles că ei la rândul lor sunt sprijiniți pe consiliere, pe identificarea de alte servicii și complementare îngrijirii la domiciliu sau care pot fi oferite de noi. De multe ori îi sprijinim cu evaluări medicale în centre universitare pentru că avem și asistenți maternali care au copii cu grade de handicap, deci există și astfel de persoane. Ce pot să vă spun este faptul că atunci, acum spune că n-are voie să părăsească localitatea de domiciliu mai mult de 3 zile și trebuie să anunțe de îndată reprezentanții direcției și responsabilul, ceea ce vine în interesul nostru și în sprijinul nostru, pentru că așa putem să gestionăm orice problemă. Au dreptul, majoritatea asistenților noștri să știți că își duc copiii cu ei în concediu. Deci pleacă în concedii și trebuie în exteriorul anunțe, țării. Dar pe procedură, dată depinde cine este reprezentantul copilului, de multe ori mi-am dat eu acordul la notar să însoțească cu biletul cumpărat, cu bilet de avion sau toată deci procedura. Și în străinătate da, tot avem asistent maternal care își duc copiii în concedii, dreptul omului de a merge în concediu, vine și își face cerere de concediu ca și angajat al instituției, totodată cu managerul de caz al copilului stabilesc ce se întâmplă cu copilul în perioada asta. Și în 90% din cazuistica care o avem noi, pot să vă spun la ora actuală că își doresc și nu vor să renunțe și își iau copiii din asistență maternală alături de copiilor și pleacă cu familiile în concediu. Că merg în exteriorul țării sau, dar în exterior cu procedura clară de a ieși, în interior ne spune în ce perioadă, unde pleacă și unde îi. Trebuie să știți în da, permanență asemenea, cum este normal. De asemenea, pot să vă spun că din 150, noi nu avem o rețea foarte mare, avem doar 150 de posturi în organigrama direcției și 134 în prezent sunt ocupate. Deci încă mai da, e încă, mai mai bine. Este, noi încă facem, am făcut acum pe rețelele noastre de socializare, încercăm și prin primării, suntem doritori să vină familii,
ne dorim, pentru că cazuistica este cum este la nivel și de județ și de țară, sunt foarte mulți copii, pot să vă spun că avem și telefonul 119 și cu această cale vreau să spun cine sesizează, vă rugăm frumos orice formă de abuz, sesizați-ne, și au început să crească. Anul trecut am avut 989 de apeluri, din care, din cele 989, pot să vă spun, 51 a trebuit intervenție de îndată, echipă mobilă și poliție. Dar, anul acesta avem până în prezent 783 și pentru 156 de cazuri a plecat echipa mobilă. Și aici este un mare, mare semn de întrebare, să ne întrebăm ce înseamnă la ora actuală, pentru că de la 51 intervenția echipei mobile, rapid de îndată, am ajuns la 156 și suntem doar în luna august. Și să nu uităm un aspect foarte important, încă mai sunt cei care nu au curajul să apeleze acest număr de telefon. Cu siguranță cazurile și copii sunt mult mai multe. Avem apeluri foarte multe de copii, avem apeluri de la vecini, am sesizat anul acesta că încep. Iau poate atitudine și atunci publicitatea când văd... foarte mare a acestui număr și pe toate televiziunile naționale ne ajută. Dar sunt și specialiști care, sau alte instituții care ne sesizează. Pot să vă mai spun de asemenea că s-a modificat codul de procedură penală și codul civil. Codul de procedură penală de anul trecut, în care noi participăm la orice audiere, la poliție, la parchet, la instanță, tot ce implică că-i suspect, că-i victimă, sub 14 ani doar psiholog la audieri. Anul trecut am avut 484 de audieri. La DICOT oriunde, 261 de victime, 184 de făptuitori, iar în prezent avem deja aproape 400 de audieri, din care 271 de victime și 107 făptuitori. Și vine întrebarea firească, oare este ce violență se întâmplă? Foarte multă. Pentru că e foarte Putem mult. Să vă spunem că minorii sunt implicați în foarte multe fapte penale, de către adulți, terțe persoane, care sunt greu de gestionat când îi ajung în atenția noastră, pentru că avem minore plecate de la 9 ani voluntare de acasă, nesesizate, când le preluăm la vârsta de 16 ani, este foarte de greu de lucrat, pentru că ele, în primul rând, nu acceptă nici măsură de protecție, nu acceptă nici reguli. Consumă și substanțe. Și ce se întâmplă cu acești copii? Pentru că până la urmă sunt niște de copii. De foarte multe ori se impune și o măsură de protecție. Și asta vreau să vă spun, și poate că de multe ori vedeți că pleacă voluntar din câte un centru, pleacă pentru că ei nu vor să respecte nici... Și am observat că de cele mai multe ori, pentru că și cei de la Inspectoratul de Poliție Județean sunt cei care anunță aceste dispariții și odată la o lună, două luni, sunt cam aceleași figuri, cam aceiași copii sunt copii cei care pleacă care din aceste centre. Au refuzat permanent o măsură de protecție și care sunt în evidență cu consum, în evidență cu multe alte lucruri. Și vine întrebarea firească, ce se va întâmpla cu acești tineri? Se întorc tot în mediul în care, de unde am preluat. Din păcate, acolo pleacă, acolo... Ajung la un moment dat, poate să accepte totuși ajutorul. Să știți că unii dintre ei participă. Noi lucrăm în paralel și în colaborare strictă și cu centrul antidrog de aici. Avem care sunt consumatori, le dăm și lor cazuistica și rugăm frumos să ne sprijine pe tot ce implică consiliere. Totul pornește de la faptul că un minor 16 ani deja are dreptul și de a munci. Să știți, doar cu acordul lui și a reprezentanților legali se poate face și consiliere. Am întâlnit cazuistică în care minorul stătea efectiv și spunea psihologului: cât timp vrei să mă ții? Că nu vreau să vorbesc nimic cu tine. Și asta înseamnă zile, muncă a acestor specialiști. Și este destul de greu pentru că nu sunt servicii pentru cazuistica respectivă. Noi suntem centre deschise, centre în care copilul vine, poate ieși oricând, poate să-și aducă prieteni sau, mă rog. Nu sunt închiși în acele centre. Noi nu avem gratis, au program, proceduri clare cu bilet de învoire în oraș, de la 14 ani îi lăsăm cu bilet de voie în oraș și ei nu se mai întorc uneori, dar noi pe procedură, ținând cont că sunt totuși copii, nu putem
anunțăm de îndată, poliția a plecat, dăm toate elementele, astfel încât să nu-i pună piața în pericol, mediul în care a plecat. Iar când se întorc, au așa vreo urmă momentul, de regret, deci poate, în momentul, de dacă părere cumva se de rău întorc în asta? Perioada în care și noi plecăm la căutarea lor și colegii noștri din centru încearcă să îi contacteze, să sunăm la părinți, unde la persoane. Unde pleacă de cele mai multe ori? Sau unde ajung? În mediul din care sunt preluați la un moment dat. Depinde. Se întorc... Avem domnișoare luate de pe trafic. Să știți că sunt destine grele. Cele care accept... Avem și tineri care... Avem un tânăr care a acceptat să meargă într-un centru de dezintoxicare și merge foarte bine din luna martie, dar totul pleacă de la voința lui de a accepta serviciile și ajutorul. Și de a accepta că are o problemă. Da, da. Cele mai multe probleme le întâmpinăm acolo unde părinții nu acceptă ideea că băiatul sau fiica este consumatoare sau... Și va fi foarte greu, pentru că noi nicio evaluare și nicio consiliere psihologică nu o putem face decât cu acordul ambilor părinți. Am avut și situații în care am solicitat instanței, dispunerea prin sentință a aplicării la consiliere, să știți. Da, sunt povești de viață dure, din păcate. Am făcut o reformă, am avut casele de copii, am crezut că avem cu totul altceva. De fapt, acum întâmpinăm alte probleme cu foarte multă violență în rândul copiilor. Când va începe școala, trebuie să fim alături de partenerii ceilalți, unitățile de învățământ, cu biroul de siguranță școlară. Lucrăm cu toate instituțiile care gestionează această problematică, dar să știți că cazuistica este din ce în ce mai complexă. Dar important este că atunci când vedem fiecare dintre noi pe stradă, în vecini sau oriunde ne aflăm, vedem cazuri de violență, de abuz, de neglijență, cred că putem să facem și noi ceva, putem să apelăm, iată, acest număr de telefon, pentru că nu știm niciodată ce se întâmplă acolo. Un mesaj pe care pot să-l dau eu părinților. Orice i-ai cumpăra copilului, cel mai valoros și prețios cadou pe care îl poți oferi fiului sau fiicei este timpul petrecut alături de copil. Marea problemă din zilele noastre, din păcate. Să știți că e cea mai mare problemă în care degeaba au toate condițiile de locuit, dispun de tot ce implică partea financiară, când părinții nu sunt implicați și nu sunt deloc, nu comunică deloc cu copilul, considerând că ceea, că muncesc pentru ei și ceea ce li se fac pentru ei, nu. Copilul are nevoie de interacțiunea și timpul petrecut alături de părinți. Este un mesaj pe care îl transmitem, pentru că de acolo pleacă restul problemelor. Celelalte instituții, educația formală la grădiniță, pe urmă, pe etapele de învățământ preșcolar, gimnaziu, alea sunt, modelează ceea ce creează familia. Da. În esență sunt lucruri care pot fi aplicate fără prea mari dificultăți, dar uite că în practică lucrurile stau altfel și de multe ori unii consideră că oferindu-le mai mult decât au avut ei, poate, sau să nu-i pună să facă anumite lucruri minime în casă, o să vă mai spun o noutate. Cred că pot compensa. În anul trecut am avut tabere pe deprindere de viață independentă pentru tinerii noștri din și de la 14 ani în sus, din servicii, indiferent că sunt în căsuțele de tip familial la ONG-uri, din familii de plasament, a fost foarte binevenită, pentru că acolo s-au făcut prin casa studenților, finanțate de Ministerul Familiei. Anul acesta este a doua ediție și va fi în septembrie, un weekend frumos, și avem 50 de copii care vor merge în această tabără, bineînțeles cu un supraveghetor de la noi la 10 copii, plus psihologi, plus voluntari de la casa studenților. De asemenea, mai avem o tabără care anul acesta este dedicată tinerilor de la 14 ani în sus. O încercăm acum să identificăm, preluăm și de la noi, că sunt și copii cu măsură de protecție, sunt niște condiții și criterii. Vor fi 5 zile din 2 septembrie și încercăm să luăm și din familiile cu mai mulți copii. Sunt criterii de selecție. Am avut și tabără pentru copii cu dizabilități în care au mers părinții, asistentul personal, părintele, mama cu copilul au fost deja la mare. Vedem ce locuri au mai rămas pe, dacă nu s-au ocupat în toată țara, în fiecare județ, și dacă mai există posibilitatea să mai dăm șansa acestor copii să meargă la mare. Sunt tabere finanțate de către Ministerul Familiei. Nu plătesc nimic pentru aceste tabere.
Da, pentru că oricum acolo unde sunt copii cu dizabilități și asistentul personal are gratuitate și la transport. Da. Iată că le mai indulciți suferința și cu aceste tabere. Noi considerăm că în aceste tabere, pe lângă faptul că fac și activități recreative, fac și excursiile necesare din tabere, acolo mai sunt niște psihologi, se mai lucrează puțin cu ei pe abilitare. Se lucrează într-un alt mediu, se mai lucrează puțin, mai interacționează și mai spun probleme sau, mă rog, fiecare mai interacționează, mai văd, dar psihologii au un rol important acolo. Mai încercăm să le arătăm ce înseamnă pregătirea pentru viața independentă. Să știți că unui copil trebuie să-l înveți să aibă deprinderi de autonomie și de viață independentă, pentru că altfel nu crezi ca adult. Poți să-i pui de toate, să-l crești în cel mai mare lux. Dacă nu știe să se descurce în viață, tot degeaba e oferit până la 18 ani acest lucru. Cred că am putea continua această emisiune încă 6 ore de acum încolo și tot nu am epuizat toate subiectele și tot ceea ce faceți, toată activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră, colegii dumneavoastră din întreg județul, dar eu vă mai aștept în emisiunea noastră să explicăm oamenilor mai pendelete așa ce înseamnă această activitate și ce putem face și noi, fiecare dintre noi, pentru astfel de cazuri. Cred că ar fi bine să semnalăm cazul la început, să nu stăm tacit atunci când vedem o violență sau ceva lucru mai puțin într-o familie, și vecini și cine este, să ne semnaleze de la început când se poate interveni și când poate și în familie se poate păstra o familie prin intervenția tuturor instituțiilor, că până la urmă nu numai noi avem aceste atribuții, dar dacă lăsăm până se întâmplă o nenorocire, greu este ulterior recuperarea. Dar din păcate încă suntem acel popor în care bătaia e ruptă din rai și atunci sunt unii care tocmai din această cauză amână semnalarea abuzurile asupra copiilor din partea părinților, putem să spunem că există. Cele mai multe cele mai multe probleme sunt atunci când este o violență foarte mare în familie. Pe lângă violența aia este și foarte mult consum de alcool, există mulți factori care duc, iar copilul respectiv, dacă crește în mediul respectiv și nimeni nu ne sesizează, iar la nivel de spasuri, acum să sperăm cu observatorul că aceste cazuri vor fi introduse și se știe clar ce este în fiecare familie, acolo se introduc doar cazurile care intră în evidența lor ca și cazuri, nu toți copiii din comunitatea respectivă, că a fost foarte disputată această prevedere legală. Din păcate, încă o dată vreau să precizez, scopul nostru este de a menține copiii în familie. Și noi nu mergem niciodată. Să știți că orice caz, când ne este sesizat, sunăm imediat și întrebăm, există alternativa a familiei extinsă? Pentru că știm că acolo este cel mai bine pentru copil, să crească alături de familie. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru mulțumesc toate noutățile eu pe care le-ați adus în atenția hunedorenilor și a tuturor celor care ne urmăresc și a tuturor celor care poate își doresc să vină în sprijinul unor copii. Cu mare plăcere, îi așteptăm, urmează procedura. Important e să-și dorească, să fie conștient și să îndeplinească condiții, și să parcurgă toate etapele. Că știți cum veneau și ziceau, doamnă, dar eu am copii, mi-am crescut, vreți să spuneți că nu. Că nu știu să cresc un copil? Una este când îți crești propriul tău copil și alta este când preiei un copil cu o problemă și cu o traumă și cu, poate sunt lucruri pe care nici noi nu le aflăm decât peste câțiva ani din tot ce s-a întâmplat cu acel copil până la preluare, să știți. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru și eu frumos prezență. Pentru invitația. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!